Nu mai încape îndoială, iarna și intră în drepturi. La Bâlea Lacani, însemn că zilele frumoase de toamnă s-au sfârșit. Stratul de nea a depășit deja 20 de centimetri, așa că au apărut și primii oameni de zăpadă. Cei care au mers sâmbătă pe Transfăgărășan au avut plăcuta ocazie de a fi primii care au văzut fulgi de zăpadă în această iarnă. Moșu! Moșu! Ia vine, tati! Ia zi, cum e la Bâlea? Este foarte frumos. Îi place la nebunie zăpada și... A căzut și în lac, dar nu e nicio problemă. Primii fulgi au început să cadă încă de azi dimineață la Bâlea. Stratul de zăpadă măsoară acum aproximativ 2 cm. Meteorologii anunță în continuare precipitații, așa că mâine sunt toate șansele să ningă din nou. Comercianții au fost cei care au pus în valoare prima zăpadă de la Bâlea. Au încercat să atragă turiștii cu oameni de zăpadă în miniatură așezați lângă tarabe. Oricine se bucură de prima zăpadă, primii fulgi din acest an, iată, am făcut și primul om de zăpadă, așa, toată lumea e bucuroasă, fac poze, trimit MMS-uri, deci e o satisfacție. Cabanierii își freacă mâinile, au avut ceva emoții pentru că anul acesta la Bâlea Lac nisoare a întârziat, dar acum că primii fulgi au apărut, își fac planuri pentru sezonul de iarnă. Mă bucur că a venit prima zăpadă, de azi dimineață ninge, mai cu pauze, dar au început, de-aia un semn bun și așteptăm cât mai multe să înceapă sporturile de iarnă și activitatea noastră de iarnă la Bâlea Lac. Dacă va continua să ningă, în curând iubitorii sporturilor de iarnă vor putea folosi pârtia de la Bâlea. Duminică dimineață la Bâlea, stratul de zăpadă măsura 21 de centimetri, iar la Păltiniș 16.